Aceasta este a 8-a generație a sedanului de clasă medie Volkswagen. Față de fostul model, care era mai mult un facelift amplu pentru generația a 6-a, ceea ce vedeți aici este o mașină complet nouă, construită pe cea mai lungă versiune a noii platforme tehnice MQB. Datorită unei construcții hibride pentru caroserie, oțel și aluminiu, noul Passat este cu până la 85 de kg mai ușor decât fostul model și cea mai ușoară versiune este anunțată a avea o greutate similară cu cea a unui Golf. Designul este o evoluție a liniilor Volkswagen actuale, dar Passat va deveni în mod clar cel mai interesant model al mărcii din pricina aspectului. Toate modelele vor fi echipate standard cu stopuri full LED și opțional vor fi disponibile faruri full LED inteligente. Noul Passat este nu numai puțin mai scurt și mai scund decât fostul model, dar și mai lat. Volkswagen anunță mai mult spațiu disponibil pentru toți pasagerii și un portbagaj standard de 586 de litri. În ideea de a fi mai premium, Passat va avea pe echipările de top un ecran TFT de 12,3 inch diametru de pe noul Audi TT. Volkswagen anunță și un head-up display sub forma unui geam amplasat pe bord în fața parbrizului, ca la noul Mini. Noul Passat va sosi oficial în România în luna decembrie acestui an în ambele versiuni de caroserie. Dintre motorizări, spicuim benzine cu 125, 150, 180, 220 sau 280 de cai putere, diesel cu 120 de cai, 150, 190 sau 240 de cai sau hibrid 1.4 TSI plug-in cu 211 cai. Ceea ce vedeți acum aici este a 5-a generație a modelului de clasă mică al germanilor și Opel anunță că mașina este complet nouă, chiar dacă stilistic pare destul de apropiată de actualul model. Interiorul a fost redesenat cu adevărat și noul model va avea astfel o consolă centrală dominată de sistemul de infotainment IntelliLink, cu ecran touch cu diagonală de 7 inci. Sistemul este compatibil cu dispozitive mobile care funcționează pe iOS și Android. Ca motorizări, avem pe benzină noul propulsor de 1 litru al mărcii, cu 90 de cai sau 115, și un 1.4 turbo de 100 de cai și 200 de Nm. Alte două motoare pe benzină, aspirate, de 1.2 și 1.4 litri, completează gama. Noul Opel Corsa sosește oficial în România la sfârșitul acestui an.